Guvernul va adopta în această săptămână un set de soluții care includ plafonări și compensări ale prețurilor la energie și gaze naturale pentru un an de zile începând cu data de 1 aprilie. Până la 31 martie este în vigoare actuala schemă de compensare. Guvernul va prelungi măsura plafonării prețurilor la energie electrică până anul viitor, la 31 martie. Pentru un consum de până la 100 de kW pe lună, românii vor plăti 0,68 de lei kW, iar pentru un consum cuprins între 100 și 300 de kW vor plăti 0,8 lei pe kilowatt. La gaz, prețul practicat pentru gospodării va fi de 0,31 de lei kW. O părere bună! O părere bună! Au nevoie românii de... Sigur că da. Este nevoie, este nevoie. Foarte bună, o idee bună. Prețurile mărite la energia electrică și la gaze naturale i-a îngrozit pe români. Sărăcie, spaimă și deznădejde, aceste cuvinte au stat pe buzele tuturor cetățenilor, speriați de scumpirile care i-au luat cu asalt. Ar fi un lucru bun. Au nevoie românii de plafonare? Au nevoie de plafonare. Au nevoie să se stopeze creșterea prețurilor, salarii mai mari, iar de pensii ce să mai vorbim? Pensionarii o duc din ce în ce mai greu și mai ales oamenii care locuiesc la țară din cauza scumpirii carburanților, lucrările agricole și de aici pornește totul. Ar fi un lucru bun să mă ieftinească, nu chiar atâta pe... Am eu un bec, un frigider și așa și dai 1 milion și ceva, 2 milioane. Și eu am pensie de 1.500.000. România va cere realocarea fondurilor rămase necheltuite din programele europene anterioare destinate economiei românești pentru a putea interveni în ajutorul mediului de afaceri.